Cetatea Devei își redeschide oficial porțile pentru turiști la începutul lunii aprilie. Recepția lucrărilor de reabilitare a fost făcută joi, când au fost deschise incintele a doua și a treia, după mai bine de 3 ani. Cetatea Devei a fost reabilitată printr-un program de dezvoltare pe fonduri europene începând cu anul 2013, după ce din 2007 până în 2012 cetatea a fost închisă, iar lucrările au fost oprite complet, unitatea fiind scoasă din circuitul turistic. Aceste lucrări de reabilitare sunt primele lucrări făcute la Cetatea Devei din 1849, când au explodat depozitele de muniții, dărâmând toată latura de est a monumentului. Este singurul monument cu dublă valoare din țară. Turiștii pot vizita incintele 2 și 3, care înseamnă baza cetății și centrul cetății, până în vârf. S-a făcut consolidarea zidurilor incintei, reamenajarea spațiului interior, restaurarea porții a doua, care este și punct de informare pentru vizitatori. A fost restaurată și camera artileriștilor. Spațiul interior a fost amenajat ca spațiu de expunere a armelor medievale, piese de artilerie. La incinta 2 a fost restaurat bastionul semicircular Bethlen și scara semicirculară, tot ca spațiu de expunere de arme medievale. Mai avem de finalizat pe fonduri proprii mobilierul și achiziționarea de arme. Nu vrem reproduceri, ci arme originale pe care vrem să le achiziționăm de la muzee, a declarat edilul municipiului Deva, Petru Mărginean, citat de Mediafax.